Vă salut, domnule Nicolae, și bine v-am găsit la un nou episod de acest canal. Începem și noi o serie nouă, să sperăm că o să putem să ne ținem de ea. Premieră. De fapt, nu e în premieră, că am mai filmat odată o chestie de asta. Sunt alături de fratele meu, Uțanu, și o să încerc să vorbesc eu foarte mult ca să nu vorbească el mai aproape deloc, pentru că nu știe să vorbească, e din Cuba, nu e de aici. Hello, ok. Bun, am venit și noi cu primul episod din seria noastră nouă. Bineînțeles, dacă am făcut podcast cu Bogdan IBM Family, bineînțeles că ne-am apucat și noi de challenge-uri. Dar spre apărarea noastră aveam ideile astea dinainte, nu putem să vă arătăm tabla acum, dar o să vă arătăm pe parcurs. Am venit și noi cu primul nostru challenge și provocare cumva nu e prank, este un challenge. Ce ne-am gândit noi să facem astăzi? Ai idee foarte originală, haideți să zicem și de unde ai venit ideea. Stăteam noi și ne uitam la Best YouTube Wins 2020. Și era un nene care arunca lui unul un creu. Un cremuște și l-a luat așa. Așadar, noi aveam o idee și anume să ne învelim ori eu, ori el. Aveam noi, te-am căcat atâta putut capul, din fundul minții a ieșit asta. Bă, cum ar fi să ne facem noi o mumie? Păi cum o mumie? Cu scoci. Și am zis, bă, totuși, haide să facem, Bogdan ne-a dat ideea asta, bineînțeles. Bă, faceți aia ca o consecință. Și automat am venit noi cu acest challenge. Și anume, ăla care dă, care prinde trei crembuști în gură, aruncați de celălalt, îl face pe celălalt mumie. Deci câștigătorul este ăla care va prinde trei crembuști în gură. Pierzătorul este obligat să stea, să fie transformat într-o mumie cu scociuri. Pentru că este o serie nouă, trebuie să ne dați un pic de timp, vrem puțin timp, vrem să facem mai multe idei, dar trebuie să o și apreciați cu un like și un comentariu, chiar dacă sunt păreri diferite. Noi avem unicul scop, dacă v-am scos un zâmbețel, that's it. Restul să vină de la sine. O să vă pregătim terenul, de fapt ne pregătim noi terenul și o să delimităm cumva locul unde să o stăm, ca să fie fair play, pentru că bineînțeles la un moment dat o să fim așa. A? Am zis să ne facem un chenar și acolo o să stăm, să nu plecăm și o să stăm și ca... Nu dăm nume în genunchi. Bă, hai să stabilim niște reguli. Sunt 30 de crembuși, da? 30 de crembuștei, aici sunt 30 de crembuști. Fiecare aruncă o dată cu toți. O dată cu toți? Cât prost, bă! De ce nu 15-15? De când faci treaba asta mai mult timp, că e... Înainte să-i dăm drumul, nu uitați butonul de like, subscribe dacă ești nou pe canal și urmăriți-le pe Instagram acolo, aici pe ecran. El acum e strâng pentru clip, de-aia de fel e... Ce să fac? Hai să-i dăm bătaie. Bun, băieți! Este proba scociului și acum o să delimităm pătrățica unde stăm. Și eu băia deștept, eu țip acum ca să mă audă ei acolo, dar sunt aici, bă, bam. Bun, deci facem o pătrățică frumoasă unde o să stea. Iar celălalt o să face bulinie de acolo de unde aruncă. Bă, și luăm și noi, nu știu, de exemplu, de aici, 1, 2, aproape 2 metri. Ca să fie totul bine, da? Bun. Ia mă, ține de asta. Ce faci, ami? Puteai să faci ceva fără ami? Hei! Așa. Înoată cheluțul. Nu mă pune să vă explic decorul, că nu putem. Bă, prostule, uite nerecu unde e aici. Da. N-ai voie să ieși de aici. Hai, ia. Uite ce ai făcut de aici. Doamne Iisuse, cum bă să nu faci tu o linie continuă, bă, băiatule? Iese puțin aia. Ești prea prost, mă. Ești pedepsit. Așa, n-ai fuge și afară, stai acolo. Deci,
Avem primul chenar, avem linia aia, o punem de aici. Ha, mă, facem piatră, foarfecă, cârtie. Ce ești mai prost să stai tu primul? Că poate prind eu din prima, trei. Piatră, foarfecă, cârtie, la trei da. Și, da? Cine câștigă, aruncă. Da. Hai. 3, 2, 1 și... Ha! Ce? Două din trei. De ce două din trei? Hai, mă, haide, mă. 1, 2, 3 și... Încă una. Mă, Isi, uite, dacă mă bate acum e de simțire. Hai. 1, 2, 3 și... Păi, Ami, te rog eu frumos. Mamă, să moară tata, dar nu stă bine. Îmi stă bine stilul muie, nu? Stă bine în genunchi. Stă bine în genunchi, n-ai mai dat o muie de când hai. Fii atent aici. Zi. Dacă îi arunci în frunte, că nu-i prind, îți dau legea cocoșelului. Hai pe gură. Bă, dar nu am pe dacă arunci așa de în pula mea și mi-l bagi în gură, mi-l bagi în omuleț, bă, prostule. Bag mâna după el. Haolo. Vrei așa? Cu aici am ajuns să faci. Vrei pe lateral? Cu ei să la... Ca o sumă. Bă, ești prost. Ia mă, ia aruncă unul, hai. Băga mea și pula în gura ta. Hai, bă. E bine, Dominic, că dacă nu-i prind, tu-i prind să nu mă dar arată pe toți care au căzut. Zi, mă. Hai. Băga mea și pula în eu. Îi vrei pe drept acum? A, mă, dă-i cum vrei tu. Hai. Bă, 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 îți faci... Da, mă, prostule, dai de-mi... Da, mă, să... Hau! Mă, mă, du-te-n pula mea de aici! Mamă, cu aia... Dar ce, ești mai fraier? A, da, bine. Hai. Hai, băgați. Hai, ăla e. Aproape. Mamă, câți mai am? Hai, mă, dă-i! Vezi că am ratat-o. Trebuie să stai în față, tu aruncă-i normal. Mamă! Bine, băiețel! Am luat una, hai! Una! Ai vrut să mi-l bagi în nas! Bă, cu aia, sparge omuletul dacă-i arunci așa, zici că dar la darts! Așa nu o să-l prindi! Bă, nici nu zice, fii atent aici! Bă. Vrei să te avertizezi? Păi nu, dar... Mamă, în ochi ți-i bag. În 3, 2, 1, pleacă! Râdeți de spatele care am putut așa în limbă. Haide mă, 5 la fug rapid? Hai, da, hai. Hai, 1, 2. Băi, la bă, mă! Stai mă, că-i duci în... Bă, mă, cu cine filmezi? Hai, 4? Hai! Mamă, mi-a rămâit. Hai 5. Hai că mergi. Ma, fătuză. Așa da, trebuie mă ca să-i prind. Hai mă, dă-i așa. Pe drept? Da. Hai până în omuleț. Mamă, Gogule, știi cum intră? N-am făcut niciodată muie, dar cred că asta e senzația. Hai. Hai, de sus în jos. Da. Ăsta cred că iese de tot. 3, 2, 1. Bă, cât am prins? 1? 1. 1. Îi spălăm după asta. Îi duc la baie. Aoleo! Parcă mă chinu eu. Ma. Scoate limba. Hai, mă, du-te-n pula! Bă, coaie, dacă scoți limba, îmi intră pe gât, coaie. Haide. Gura mare. Hai! Mamă, în nas mi-a dat. Ha, mă, dai ce faci? Nu. Mă, zici că... Mă, ți-i trăgă eu în gură. Mă, tu trebuie doar să-i arunci, mă, nu trebuie să-mi bagi tu în gură. E părerea, problema mea dacă-i prind. Hai că intri. N-a intrat. Cu aia nu e ok. Nu intră în loc? Sunt kids. Mamă, dacă te-ai pus pe aia și-ai spart-o, cred că nebunesc. Bă, coaie, bă, ți-a mai dă-l o dată, dă-te, Doamne, iartă-mă! Hai! Bă, da, de ce te-ai lăsat jos? Că nu mai pot să stau în picioare. Hai! Dar de ce te-arunci? Păi încerc să-l prind!
Ultimul? Da. Hai. Bă, mi-l dai, mamă, mi l-a dat prea, mă, uite ce mi-am făcut aici. E cam rândul meu acum, nu știu cum să vă zic și o să-i arunc și eu cam cum i-a aruncat și el. Încă o dată, ce mi-am făcut aici. Uf. Ești gata, my friend? Yes. Am rock-ul în gură. Vedeți ce prieten sunt eu? Care e diferența în fetelor? Ai văzut? El, ia uite-l pe el. Eu? Frumos! Dar nu te închinu meu de aici! Stai, domnul. Mamă, am început promițător! Este! Hei, hai că da! Nu merge! Nu ochi! Stai, stai, stai! Aproape! A fost pe limbă! L-am simțit! Haide! Haide! Vrei să-l anunci așa? Da! Mamă, ce gust au! Aproape! Aproape! Îl simt cum se oprește pe mustață. Asta știu și eu. Bă, nu-i ok! Doamne, mă, uite cât mare și poate să mai prindă unul și mă bate. Hai, este. Wow. Opa-ți! Scuturești puțin. Mă recunosc cu viți! Are experiență. Ați auzit ce a zis Izabela? Are experiență. După cum ați putut vedea, trebuie să mă recunosc învins. Am ce să fac. Felicitări, frate. Mulțumesc, mulțumesc. Vin aici. Of. Așa. Da. A uitat să răsplata mea. Mamă. Olele. Răsplata, pedeapsa challenge-ului. Bravo încă o dată, Uță. O să ne distrăm foarte rău de tot că Uță a câștigat. Și mă așteptam ca eu să câștig. Mamă. Nu, nu, nu. Permite-mi, te rog. Bă, nu cred că te mai ridic. Bă, bă, dacă nu mai... Bă, nu cred că mai pot să te ridic. Nu m-a lăsat.
Cad, cad. Vrei să-ți o pui încolo? Hai, hai că putem. Să fac auto, da, așa. Aprind lumina la cameră? Da. Băi, să nu te lași jos. Nu mă las. Că ne ducem. Te lipezi de ăla? De ce? De noptieră? Lipește-mă cum vrei tu. Hai. Unde mă duci? Te bag între alea două să nu cazi. Aaa, mai era, mă. Nu știu parcare. La parcare să mă bată tot. Hai pe lateral, în cap? Nu cred, cu spatele, cred, că nu... Cred că în cap! Cred că mai cam scăpat, îmi pleacă picioarele, ținem... Mam... Băi, uite... Băi! Nu pleacă că te țin! Hai bine, mă, hai! O, trrr, e, că mă ridici din brega, am 90 de chire! Nu. Păi n-am, mă, unde eu să mă ridic! Băi... Adu camera aia odată, facem outro, că nu mai pot. Păi te las aici? Păi dacă nu, cred că mai pot să... Mă, cât de prost ești! Coaie! Coaie, cât de prost ești! Hai că... Ia-și tu camera pe cont propriu. Ia-și tu camera pe cont propriu și vină-o cu ea. Ia tot cu stativ. Dă geaba, mare. Salutare, băieți! Stai. Da, eu sunt Conacu. M-am parcat aici că n-am ce să fac. Acum nu face poze, bă. Dar tu și ne-mi la valiera, pune și la valiera să fac și outro. M-am parcat și aici că... ce să... N-avem ce face eu. Bogdane, dacă auzi chestia asta, îți doriți din tot sufletul meu să pierzi fiecare challenge pe care o să-l faci de acum. Cum a fost, Uții? Pentru mine a fost foarte palpitant și foarte frumos. Da, te cred. M-am simțit foarte bine. Auzi? Îți spune și mie, te rog, cine mă ridică de aici pe mine acum? Bă, Coai, dar tu nu știi să pui o propteamă când cade ceva? Bă, nene, ai văzut, fii atent, ai văzut cum se... Mamă, Coai... Mă mănâncă nasul. Vreau să pun propta la 90 de kg. Bă, frate, ai văzut când se face fundația? Când pui alea lungi, da? Să torci mente între ele. Da. Ai văzut că vin și dintr-o parte și dintr-alta? Și ți se pare că sunt din două părți? Bă, nu mai contează. Hai, desfă-mă, te rog eu frumos. Cum arăt să mă arăt ăla? Ești că te-a lungit totul pe mine, ia uite-o. Ești că sunt Vanilla Ice Junior. Băieți, sper că v-a plăcut episodul nostru. Dacă vreți să mai facem challenge-uri, ajutați-ne acolo cu un buton de like, subscribe și follow pe Instagram. Acolo în descriere și pe ecran apar Instagramul nostru Jugosul Suprem și Ion Silvian. Vamos! Vă pupăm, ne vedem data viitoare, băieți.